Doamne ajută, frați creștini, ce Transilvanie frumoasă avem aici, un peisaj miracle, munții Țibleș acolo și munții Rodnei acolo, super, hai suntem în Dumbrava, parcă așa zice aici, Dumbrava minunată, deci avem curent tras. Părintele Luca sunt undeva pe aici, pe sub pădurea asta în jos, așa. Aici, în spatele meu, județul Cluj, și aici este județul Bistrița Năsăud. Uite, acolo e Dumbrava, din județul Bistrița Năsăud și Sicfa, parcă, în județul Cluj. Dacă treci coama dealului acestuia. Da, ce fain să vede munții Țibleș, deci aici chiar vis-a-vis de ei. Uite și ceața e pe valea. Pe Valea Someșului aici e plin de ceață. Fraților, cum se lasă ceața peste ochii noștri și nu vedem bine. Salutare, frați creștini, un peisaj. Bate Transilvania, this is Romania. Cea mai faină țară din lume, moșile, foarte fain. Da, acolo în dreapta munții Bârgăului, da, cu vârful Henio. În dreapta aici, așa. Acolo mai în dreapta ar fi satul meu. Da. Nu mă duc că e pădure, nu se prea vede. Dar cum peisajul ăsta îți taie răsuflarea. Da. Deci haideți aici satul Dumbrava sau Cătunul Sicfa sau Valea Ungurașului sau aici de la Beudiu sau Mărșean Nușen. Din cum la Nușen veniți urcat aici și vedeți peisajul ăsta. Miracle. Da, frumos. M-am pupat, mă duc... Am necolindat. Să începe de-a colindat, fraților. Să colindează lumea să fie mai bună, nu fie nebună, da. A colinda înseamnă a îmbuna lumea și aduce vestea că Dumnezeu Hristos a născut. Da. Din 20 noiembrie seara, cu Paula Vecernie, puteți colinda lumea întreagă. Și începeți din Transilvania, pe cel mai frumos loc de pe pământ! Da? România, 30-2023 vine pe noi. Numai iubire, Crestul vine și revine. Amin. Aleluia, fraților. Uite ce bani. Așa e țara oilor, ciobănașilor.